Doamna Maria acasă? Ia asta. Haide tu. Cine e? Cred că pe tine te caută. Săruna, am venit să-mi cer scuze. M-am purtat ca un porc. Săruna, vă rog foarte mult. Lăsați-mă să termin, vă rog foarte mult. Vreți să veniți o secundă? N-aș vrea să audă copiii. Haideți așa, da, Săruna. Vă rog să-mi permiteți să mă port și eu omenește. Ce vrei? Să mă înțelegeți și pe mine puțin. Plătesc oricât pentru chestia asta. După ce adun copii, vin și eu, am și banii pregătiți. Greu, dragul, dar vă sar, bătrân! Nu te ajung, mamă, rătălelea! Ieși și mine de afară, chem poliția! Ieși, fire, dracu, să fiu! Că dacă nu știu, te fac să mănânc! Hai de gata, lasă-mă, dracu, de muistă, bătrână! Greu, dracu, dar greați și domn, bătrân! Nu așa rog! N-a venit Ion? Nu. Mă duc după el. Du-te acasă. Ești bolnavă, lasă că mă duc eu. Cine? Homie? Yes, you! Come on! What? You down me up, okay? You up? Huh? No. What? $50? Okay, come on. The $50. Vino. 84 fete. Care de dame, mă, Ionică, mă? Ion, hai acasă. Mai facem, mă. Nu, mai întâi îmi dai lovelele pe mâna asta. Îți plătesc asta. Eu îți zic că plătești de la sfârșit. Poate cu nevoastră să... Ionică, du-te acasă că te cheamă mami, mă. Mai facem una. Show me the money! Nu mă crezi, da? Cine ți-a fost, mă, maestru la turnătorie, da? Cine te-a învățat meserie? Cine l-a protejat? Și acum verifici. Bă, pulică. E dacă mafioții ăștia și crezi că taie. Lasă-mă, măi, nene, cu ce s-a întâmplat acum 1000 de ani. Tu zi dacă ai banul sau n-ai banul acum. Auzi, Ioane, tu știi că la tine acasă vin noaptea unii care vor să reculeze pe nevasta ta. Pe bani, cu copiii tăi de față. Știi asta? Te interesează? Sau ții să-l faci să aduc bani și tu să-i faci praf, nu? Pentru tine, Joafa. Pentru noi. Ieșim de lucrurile astea. Ioane, gata, 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 dacă n-ai bani, nu-i nicio problemă. Fiată, fiată, vezi, știi cum facem? Nu te-ai pune vastă, da, mă! Gata, omor, auzi? Gata. Mai facem una. Hey, să facă-n
dormi? Marie, scoală-fă, dă niște bani. N-am. Te rog frumos. N-am. Pizda, măi, fii cu tot neamul tău. Unde-i falucația copilului, a? Poate de la rezerve, auzi? N-am. Rezerva-i pentru pâine. Dă-fă banii încoa. Dă-fă banii încoa. Poate fă banii, o să-i câștigi și ții până la loc. Mă nenorociți, mi-a rupt oasele. Cine? Olandeza. N-ai niște bani? Asta nu-i femeie. 150 de kg pe mine. Asta nu-i meserie. Eu nu sunt cu pentru asta. Pentru 50 de dolari. Asta... Băi, dă-mi bani. Dă-mi bani, băi! Băi, dă-mi bani, băi! Dă-mi bani! Băi! Ăștia-ți banii pe care am câștigat și-l mai greu în viața mea! Dacă vă sparg! Poate să rămân în film! Adică am băi, dă-mi bani! Băi! Băi, oare! Unde duci, bă, nenorocitul? Abia te-au eliberat condiționat! Băi! 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 Ce te vorbesc, mă, fă cartele! Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun! Tăie-te! Bună! Una! Una! Două! Două! Trei! Trei! Patru! Patru! Cinci! Cinci! Câte schimbi, da? Niciuna. Niciuna? Dar ce-ai, mă? 8 sexe, 4 fete. Atât? Nimic altceva? Care de dame, mă, pentagoane? Care de arși? Arși, mă, Ionică, mă! Da, mă, că... Ardă, cârnule! Scoate-ți banii, că vă sparg! Alo! Alo! Poliția! Mă auziți? Господин Милко! Господин! Добрый вечер! Добрый вечер! How are you? Брунхилда, моя подруга, рекомендовала вас! No, no, no. Recommend you? No, no. Я хочу лезть там. No, no, break. Time out. Завтра. Stay. No, no. You down me up. You no, me no. Up, revision. No. Me up. Thank you very much. Gaion? Stă cu aia mici. Hai tu. Sau nici nu e acasă.
Mergem. Mergem. Acolo, la primărie, și să nu zici nimic, mă lași pe mine să vorbesc. Am eu o poveste. Știu eu ce trebuie să le spun. Hai, mai repede. Doamne, în ce hal ești? Ce ți-am mai făcut? Am făcut alarmele pe gol. Lași tâmpitul. Nu-i nimic. Când terminăm aici, mergem direct la poliție. Să n-ai nicio teamă. Lasă că ne descurcăm noi. O să vină și treburi mai bune. Stați! Ce mai avem? Ne uităm balonul. Ți-am luat de unul. Hai, fătut balonul. Hai odată. Domnul ofițer, eu vă spun că ea nici n-a vrut să vină. Dar mie mi s-a părut prea de tot. Mă scuzați. Ce-o cu mine? Da, ne vedem mâine dimineață și vorbim frumos. Aceeași poveste. Stau în intersecții, în parcări de tiruri și când le faci curve se supără. Vă rog, doamne, ce s-a întâmplat? Păi, Miria, vorbește-mi, fată. M-a călcat în picioare, urla ca un apucat. Dar să știți că n-a fost întotdeauna așa.
Și-a pierdut de 3 ori serviciu până acum. De aia se poartă așa. Dar acum s-a apucat să o și violeze. Să o violeze? Pe mine vasta legală? Nu mai știu ce să fac. Nu mai avem bani, iar acasă am 7 copii. Ea s-a înhăitat cu niște derbedei, joacă la cărți și pierde. Se întorce ca să beat. Dacă scoateți certificat medical, va trebui să-l dați în judecată și asta s-ar putea să dureze câțiva ani buni. Nu v-aș sfătui. Cheltuiele, avocații. Dar există totuși o altă variantă. Care? Nu înțeleg. Ar trebui să surprindem asupra faptei, înțelegeți? Așteptați să vină acasă și apoi ne chemați. Uite, doamna, ar putea să ne anunțe și noi vom veni imediat. În felul ăsta am avea o probă concretă că va fi violat. În limbaj tehnic, asta se numește capcanare. Cum adică? S-o mai violez odată? Doamnă! Doamnă, stați așa, trebuie să dați declarația. Maria! Măi, fată, stai puțin. Mai lași și tu așa. Hai de jos, hai de jos, da? Tot acolo. Așa. Maria, știu cât să se facă. Aici însă și-au găsit adăpoșii înțelegere. Televizion, direct. Dumnezeu, copila mea, ne pune mereu la încercare. Ce mi-ați aici? Numai prin credință putem să căpătăm iertarea păcatelor noastre. Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pentru noi. Tu, Maria, trebuie să înduri pentru copiii tăi. Nu mai am putere, părinte. Bună ziua, părinte, suntem de la Direct TV și am vrea să ne permite să filmăm. Am zis, nu avem nevoie de reclamă. Vă rog frumos, nu filmați. Vă rog foarte mult. Dar de ce, maică, de ce să nu? Nici binefăcătorul nostru nu vrea asta. Vă rog foarte mult, vă rog să plecați. Fără binecuvântarea de la patriarhie, n-avem ce discuta. Vă rog. Măicuță, vă rog frumos să plecați. De ce așa de vehementă, că nu înțeleg deloc ce s-a întâmplat. E o simplă știre. Très bien pour Maria. Très bien. Je vois que c'est pas facile la vie. Ok, je suis pas Francesca. Dans là. Aïe. L-a arestat pe Ioan. Du-te la poliție și vezi ce face. Vă rog, ajutați-mă. El face prostii numai când bea. Altfel e un bun. Vă rog să-i dați drum, vă rog. Dumnezeu să te mai înțeleagă, femeie. Când te violează, când e om bun. Îți bagi joc de poliția română. Daunele de la cârciumă, cine să le plătească? A făcut ravagii acolo. Spune-i să plece pentru un timp. Nu mai vreau să-l văd în oraș. Asta e tot ce pot să fac pentru el. Te-am înțeles?
Cum adică eu să dispar? Hm? Eu care am fost erou al muncii. Eu care era să ardă nenorocita aia de turnătorie. După ce mi-au promis de 100 de ori casa. După ce am acceptat să cultiv la căcaturile alea de ciuperci și să umflu la baloanele alea idiote. Tu ai aranjat să mă gonească, nu? Eu? Eu? Tu! Eu ți-am făcut 7 copii, mă! Și ți-am suportat crizele și bețiile! M-ai făcut de râs peste tot! Peste tot, mă, animalule! Eu, mă! Eu? O să plec la Emil la țară. Îmi trec toate astea. Pachetează și tu câteva lucruri. Pachetez sau nu? Deranjez? De fapt, la țară e viață. Am în cap deja o idee. Deja e aproape încheiată. Uite. Te aștept afară. Ce-i cu asta? E sticle goale de Coca-Cola. Fiecare sticlă poate să aducă un câștig de 100 de dolari. Cum să aducă, bă, cretinule, o sticlă goale, un câștig de 100 de palei? Mă, tu știi ce sale atufe? Nu știu. Sunt niște ciuperi speciale care cresc sub pământ. Și s-a dracul de greu de greșit. Un kilogram de ciuperi din asta costă 3.000 de dolari. 3.000 de dolari. Le găsesc cu câini special. Asta e problema mea. Unde găsesc eu niște câini special? O să nu urmăr pe asta. Ba nu, o să nu urmăr pe asta. Până la sfârșitul vieții tale. Că nu că...